Bună dimineața, eu m-am trezit, opa, Alex cu Ariana și cu Hristo s-au trezit, Liduța încă doarme, și toți îți duci la muncă, am rămas noi cu Cristina acasă. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? O să fac o surpriză, vor pateuri. Eu sunt sigur că vor, ei mi-au spus că vor pateuri, dar nu mi-au spus că fă numai decât. Pateuri cu carne? Carne cu cartofi, cu varză și cu brânză. Bă, leu! Mama a spus că are de 12 kg de făină. Și zic, mama, las ca să le cheltuie eu. Ei nu reușesc nimic vara, dau poftă de pateuri. Cu carne eu n-am făcut mai timp, m-am făcut vreodată cu carne. Cu carne nu. Aici e carnea doar de evită. Și spun mult ceapă, cartofii deja am făcut, cu varză am făcut și cu brânză. Aici brânză nu este de vacă, la noi. Și pui feta? Și pun fetă cu un fel de, ca un fel de caș, se numește mizitră, ca un fel de așa. Da, un fel. Un fel de mizitră. Și deja ceapă și mărare tot este aici. S-am încazat să mâncăm pateuri. Asta sunt caz, da, pateuri. Asta mi-a tătielul spus, Hristo, când a venit. Da, el se uită, el nu înțelege, dar el se uită la toate filmulețele noastre. Și vede că gătește mult. Și mă întreabă, ai să faci mâncare? A spus mătușa, dacă vine, a să ne facă mâncare. El știe că eu gătesc. Toți trei s-au trezit, mai am încă o prințesă să trezească. Da, cam da. Greu asta mi-a tic. Noi ieri toată ziua am fost la mare, deci n-am format cu copii. Toată ziua am stat și s-au obosit foarte tare și au dormit duși toți. Da, da. Așa că azi deja cred că o să finisez pateurile și seara o să mergem cu două trei. Mâncărică, da, de seara ne-am dus. Le-am promis că în zi de zi o să mergem. Și aceștia care trăiesc aici, nici ei nu-ți duc la mare săraci, că n-au cu cine. Da. Așa că ei sunt fericiți că am venit și ne voi scoate la mare. S-a trezit și asta micuță. Calimera, Lidia, calimera. Poți că mi-e fichezi? Bună dimineața, cum ai dormit? Bine? Good, good? S-a trezit și deodată la câini. Și Liduța și Hristofor. El e cu pielea, nu vă-l arăt. Citi-o! Citi-o! Ce faceți voi? Unde e Alex? Alex cu Hristo unde? Ariana, unde e Alex cu Hristo? Marc, pregătirile? Foarte bine. Dar și eu și-am mult aluat. Da, uite câte avem, că e brânza n-am făcută. Suntem mulți, câți ia numărul? Cât suntem cu Tania și cu Dimitri? Cât suntem? A, și Tania zic cu Dimitri? Nu, o să trimitem dacă n-a să vină. E 5, noi 4 și încă 2? 11. Încă dacă să ajungă la toți, da? Da, cred că să așa, să... Ei, nu, ca saturi, cred că a luat oricum, e sățos. Vreau să-l frământ bine, sorta nici boluri n-a rămas. Este cel mai mare și o să-l part în două. Al doilea ligian? Așa e bine. Mă gândeam că nu o să primească că e mult, e greu de frământat, știi? Și proporții le-am pus toate la ochi. Îți vedem deja la gust. Biluțele, da? Da, le fac biluți, pe urmă... Și astea trebuie să mai crească, da? Până fac acestea, încep, știi, de la cap. Și iar le pot să crească. În pateuri e important să lăși aluatul la fiecare etap, măcar 5 minute să crească. Și iată aici am cutorul. Da. Dați să vă explic acolo. Pire. Cartofii, am pus ceapă, am undit ceapa aparte, am dat-o amblendată pentru Sergiu și pentru copii și unt am pus. În cărniță, am undit cărnița tot, doar cărnița cu sare și cu pipier și ceapa tot am blendat-o, am undit așa, varza e cu ceapă și cu varză, pipier și sare și aici e urdă, urdă, mi-am adus aminte, urdă în limba română se spune, cu fietă. Ouă, sare, sare l-am pus că feta ei e sărată, mărar și ceapă e verde. Yummy, yummy. Și cam asta, sper să-mi ajungă aluat, să am cutură deja asta, tot la ochi am făcut. E dacă îți rămâi aluat, poți să faci pites, știi? Am bustan dulce. Scoși. Și pites gustoasă, așa, din aluat. Hai, ia să vedem. Am venit de la lucru și nu-i gata, e și eu tot mănâncă.
bine? A, dacă 5 minute, bine. Dacă era mai mult... Nu știu, odihnești 5 minute, vezi, mănânci. Prota n-am azi ajutat Mariașul. Fășiți cu părul de aici. Cu părul de aici, fășiți. Acuși, mama, să vă pui și vouă bucățic de aluat, să vă jucați, să faceți. Spălați-vă mânuțele, strângeți-vă părul, el al via. Până a plinit tahirachea, tomali. Așa, prima partidă gata, da? Cu brânză-s gata, mai e cu cartofi. Cu piormă, cu varză și am făcut 10 cu cartofi, 10 cu știi? Și așa mare. Le fac mă repede, zic și așa mare. Mă asfiz. Ok. Așa? Foarte gustos. Cu varză, cu brânză sau cartofi, care sunt mai mici? Toate. Toate? Da. Dar ce are și melahanul? Toate gustos. Și cu feta așa, s-o primit ca la Moldova cu brânză, știi? Gustul e fix. E fix. Așa că varză tot gustos. Gata, eu am terminat cu pateurile, am strâns, am spălat. Mi-am spălat și niște struguri albi să mănânc. Pateuri, doar pateuri să mănânc nu pot, e prea cald. Aici struguri albi este fără sâmburi și e foarte gustos. Dați să vă arăt câte pateuri am făcut. Deci aici cu varză, acolo cu cartofi, așa o castrulică bună. Aici cu cărniță. Și aici sunt cu brânzică. Aleona s-a dus să odihnească, Sergiu s-a dus să editeze, Alex cu Hristo sunt în casă, dar acelea două nu le pot băga în casă. Așa că din nevoie am să ies și eu, vai, din mine și de caută. Nu știu copiii ăștia cum stau afară. Cu să vedem ce fac ele. Dar trebuie, cred că, strugurul să-l pun în casă, că așa de cacam și-a să fie fierbindea. Cam ca să se chem. Ce faceți-vă? Ia uitați-vă ce fac ei. Una tai unghiile, alta e captain. Ariana, dați-le pace, mamă. Le deam o fiste ta hapune. Uitați-vă la dânsele ce fac ele. Azi vă muște, Ariana. Pe urmă trebuie să faceți băiță, voi știți? De ce? Pentru că sunteți murdari de la câini. De unde? Puvrica te-afta. Puta vrica te-afta, Livia. Așa. Ai, ai, ai. Apă pui ne-afta. E, ochi, Livia. Livia, ochi. Da, coculeț. Ochi, n-am mintă coculeț. Afta e neta, nehe, proșehe. Am venit și la mare. Am venit și bunica. Bunica faci prima dată, bai. Da, dar lucrează fără zi liberă. Copiii acolo sunt mari deja. S-au băgat deodată. Alex și Cristo mai departe, Ariana aici. Și Liduța. Ariana era tu bunica, acum se scufundă. Ce Liduța, ce vrei? Ce feliz? Hai, te abrața chiar?
Am venit acasă, acolo cumnatul meu s-a apucat de stund palmier, ce este? Curăț. Curăț. Super, frumos. Dar în mijloc vezi și de asta are. Αυτό στη μέση άγγελε τι είναι, φρούτο ή... Εδώ κάτω έχει το σπόρο. Α, σαμάντσα η ζώση. Και πάνω είναι το αθός του. Γιατί είναι κίτρινο. Α, και αυτό καθώς μεγαλώνει ανοίγει και ένα, ανοίγει. Ναι, ναι, κάθε χρόνο και ένα φύλλωμα έχει. Α, φυκαριάντζεις και σκιδιούνα διάστα, έκατε γνήν τρασία. Σκιδιούνα, κρύεστασα, στο τόσο. Και λικρές κμάρι. Έτσι, κοκστίνα φάρα. Relax, așteptăm pites. Cristina a făcut pate ureaz, dar vrem pita. Pita-i pite. Și-au venit pitele. Foris. E ca așa pita. Ce faci? Pun smochinii la frigider cu strici. Mamă o cules. Copac. Da, aici noi venim și lângă casă este un copac mare de smochini. Și-s de gustos. Să-l arătăm data viitoare. Să vând, dar știi cum, nu să... În Moldova mai mult uscat să vând și sunt foarte scumpe. Și proaspăt trebuie să fie, dar... Astea sunt cel mai proaspăt. Proaspăt e proaspăt. Deschide unul, deschide unul în două. Dar stai să vedem care e ca dacă... Ia, uite așa. E ca așa. Și e tare dulce. Vezi? Fruct. Smochini. Fruct. Fruct dulce. La gust așa, parcă e banană cu zmia, ori cu... Nu știu cum sunt. Parcă e agute. Vreți gust? Da. Așa mai copt. Da. Muște doar sămișoarele astea. Mușcă e dulce ca mierea. Da, e gustos. Ei, nu suntem deprinși noi. Da, da. Nu, eu mănânc, mie-mi plac astea. Eu mâncam mult de astea. Gustos, vitamini. Mai vrei? Trebuie la gust. Mâine trebuie să vă pun că așa, dacă le pun pe masă... Da, trebuie să pui, să mâncăm. Mai ales reci. Sunt gustos, reci.